Salut! Am ceva de spus, aproximativ. În titlu, singur acasă, versiunea Brașov, Jepilor 34, apartament 14. Sau cum spune doamna Săftoiu, încerc să fac un eseu. Am găsit o definiție frumoasă a unui Adrian Marino, un român. El spunea că eseistul încearcă să ofere o soluție, nu o impune, nici nu o dogmatizează, doar o propune. El ridică o problemă punându-se pe sine și pe alții la încercare. Izbutește și încită adevărul. E cam asta încerc să fac, verbal. Acum, ținând cont de scandalul cu Ponta, dosarul N care îl are, că l-a chemat pe Tony Blair ca să aranjeze trampa, am aflat și eu de o funcție, speaker, că Tony Blair este speaker. Am găsit interesant, am convocat adunarea apartamentului 14, le-am expus problema și m-am propus să fiu speakerul apartamentului 14. Așa că la ora actuală vorbiți cu speakerul. Am avut o problemă tehnică, a picat o cameră web și a durat până am reușit să o aduc în parametri, la moțion PIE. Acum funcționează. Nu că era complicat, dar mi era scârbă să mă apuc chiar ăștia instalat. Și am instalat de vreo 3 ori, 4 ori, până am reușit ca să rezolv problema. Indirect, bineînțeles. Și am ajuns la însemnarea K120, cultul ciocănarului. Nu spun 1120, că nu sunt Mircea Badea, ca să mă dau elefant socotind în lei vechi. K120. Însă trebuie să țin cont că odată cu trecerea timpului, genele mele au început să cadă. Nașpa. Trec la body. E un link acolo, Tihna, pentru a înțelege. Articol scris de Adrian Majuro, care îmi place. De fapt, până acum ce a scris Majuro, mi-a plăcut tot. Rezumând, ca să poți înțelege, trebuie să ai tihnă. E, marea majoritatea oamenilor aleargă, sunt pe turbo. Sunt disperați. Și în concluzie, nu au timp să stea în fund, să gândească la o problemă. Se întoarcă și pe față, și pe dos, ca să ajungă la o concluzie. E, eu sunt între cei avantajați care am tihnă. Și de-aia de multe ori văd mai departe decât alții. Nu că sunt mai deștept decât alții, însă eu am tihnă și pot să-mi aloc timp cât consider necesar până pricep ceva. Trec la body. Asta, cultul ciocănarului, e o problemă că ne moștenim de înainte de 89. Extrag din Wikipedia, revolta din Brașov din 87. O clasă muncitoare bine pregătită se formează în perioada anilor 60 prin strămutarea forțată de către guvernul comunist a mii de țărani moldoveni pentru operarea fabricilor brașovene. Și mai extrag din comentariul uneia referitor la clipul cu mințenia pământului. Discrepanța uriașă între elitele interbelice și marea majoritate a cetățenilor țării. 80% din locuitorii României trăiau la stat, erau săraci și analfabeti. De acolo a ieșit dictatura proletarului. Între timp s-a dus dracului și regimul comunist, dar proletarii au rămas. Și încă mișcă bine. Sau cum se spunea înainte, omul multilateral pregătit în toate domeniile.
Proletarul era baza, muncitorul, muncitorul productiv. Că mi-a apărat unul Tesa. Tesa? Un acronim pentru tehnic, economic și social administrativ. Asta era denumirea. Inginerii, proiectanții, erau Tesa. N-avea un cuvânt de spus. Cuvântul de spus l-avea muncitorul, productiv, ciocanarul. Pe asta s-a păstrat și acum. Și mai simțim rebuvniri de genul ăsta. Și de-aia e primul dling de jos. Birul pe câine. Pe scurt, în mod democratic, sau asociația de proprietari de undeva au decis ca să fie taxați proprietarii de câini. Scurt. Ei, nu le convine proprietarilor de câini, că nici n-au fost invitați la ședința aia, la care au mers numai cei care n-aveau câini, probabil. N-au decât să-i dea în judecat. De ce? Că cei fără câini au decis să-i taxeze. De ce? Dictatura proletariului. Și în asociația de proprietari 162, care cu onoare fac parte, în calitate de înfiat, a fost o acțiune similară, de mult. Și am aflat pe surse, atunci, că se propusese ca cei care dau câini să plătească încă o jumătate de întreținere suplimentar. Eu aveam câine. De fapt, a fost primul câine din bloc, Cepi. După aia, întâi am fost privit cu scârbă, câinele trebuie să stea în lanț, în fundul curții. Și după aia au apărut și alții cu câini. Dar am mai simțit vizat direct și atunci am făcut o adresă și am întrebat pe ce bază au decis ca să fie jumătate de întreținere pentru o persoană taxat un câine. Câinele, în cazul meu, avea 14 kg, iar animalul eu aveam 85, parcă aveam pe vreme. Și cum un animal de 14 kg consumă jumate cât un animal de 80? Și s-au simțit. Și nu s-a mai avansat cu această propunere cu taxat câine. Acțiuni similare totuși sunt până și la noi, la Asociația de Proprietari 162. De exemplu, am mai vorbit de asta, dar încă mă deranjează. Șeful de scară, codificat Matei Dorel, s-a gândit să facă el un serviciu pentru scară. Și în concluzie să facă un contract de servisare, care să plătim tot, pentru instalație, becuri și senzor de lumină. S-a strâns. Nu s-a făcut ședință. Așa scrie în lege, dar lasă-o așa. S-a plimbat pe la tot și adună 19 de semnături că sunt de acord. Niciunul din cei 19 care au iscălit n-au pregătire financiar contabilă. Dar sunt majoritatea. Oricui din ăștia, dacă aș fi avut posibilitatea să-i întreb, doamne, tu ai fi de acord să plătești un contract de servisare pentru becuri? Și te poate fi, nu? E material consumabil. Dar ai fi de acord să plătești un contract de servisare pentru servis? Senzor de lumină, și te poate zic, nu? Că la nu se repară, se schimbă. E, dacă ne faci instalație, senzor plus becuri, ai fi de acord? Da! Asta e. Cum gândesc ei? N-au tihnă. La un moment dat era ședință scandal, că nu vreau să plătesc, să-mi citească
bate Dorel cu flexul contorul, nu dă el, Brânduș, șeful. Că doamnă, soție, mamă, încă ce mamă care vreo 10 copii, bunică și încă ce bunică, și în special femeia, a spus, doamne, atât scandal pentru un leu. Și atunci, când am prins odată, zic, doamnă, aveți perfectă dreptate. Pentru un leu, nu se face scandal, nu merită. Dar v-ați gândit cât câștigă ăsta într-o zi și am făcut eu un calcul. Pe o scară, îi trebuie o jumătate de oră ca să treacă pe la toate apartamentele. Să citească contorul. O jumătate de oră. Trece la scara de alături, o jumătate de oră, și o ține așa 8 ore. Ce înseamnă că el în ziua aia câștigă suma cu tare. Soțul noastră ar putea visa ca într-o zi să câștige așa mult? Nu. A rămas gândindu-se, dar totuși nu are tihnă. Și atunci când am fost eu detronizat, am ajuns și eu șef de scară pentru foarte puțin timp. Și am fost ejectat, ejaculat rapid. De ce? Unul care a murit a zis o treabă. Ne alegem un om de-al nostru, ca lumea, care să ne reprezinte. Și l-au ales pe Matei Dorel. Și omul lor, ca lumea, ce a făcut? Păi a afișat un anunț să strângă 800 de lei pentru ușe. Înlocuim ușa. O ușă virtuală. Că practic nu exista ușa. Se plătise la alți doi proprietari, două uși. Deci acum a apărut ușa a treia, virtuală. Eu am făcut scandal pe tema asta, am apelat la primărie, i-am zgârțit pe aia până au reușit să răspundă, dom'le, ce cu ușa aia, că strâng 900 de lei? Și primăria a descoperit că s-au strâns 900 de lei și după aia Matei Dorel a luat pe 200 de lei pe semnătură. Și chestlos. A mai întrebat unul din cei 28 de membrii de pe scară. Dom'le, dar cum a rămas cu ea 800 de lei? Nu. De ce? Un om de-al nostru, ca lumea, care să ne reprezinte. Ne. Care să vă reprezinte. Și să leagă situația de al doilea link. Iolul portofelului. Cred că vecinii mei de pe scară sunt masochiști. Sper să nu mă dea în judecată. Le place să le fie violat portofelul. Și chiar au o mântrie cu treaba asta. Și mie mi-a violat portofelul. Și când se uită la mine, îi apucă dracii. Cum nu vrei să fie violat portofelul? Da. Iar al treilea link a fost o surpriză plăcută pentru mine. Unul Mihai Șeplăcan a postat pe Twitter o semnare care i-a tras ura și disprețul tinerilor frumoși și liberi. Dacă reușești să treci peste inițial, m-am uitat la biografia lui. Ciocanar. În schimb, în postarea lui, dacă treci peste primele trei rânduri și citești mai jos, nu pot să nu-i dau dreptate. Și culmea, foarte bine a prins probleme. Cine? Ciocanarul. Și adevărul care este, chiar acceptat chiar de mine, viitorul acestui popor se bazează tot pe ciocănarii ăștia la care le merge mintea, la care le merge mintea, că nu le merge la tot. Și din ei o să apară după aia, iarăși, ce e normal, niște lideri. Uitați-vă și la ce frumos vorbește.
Ciocanarul. Da. Deci, încă suntem în plin cult al ciocanarului. Eu sunt contra sintagmei astea care o moștenim de înainte de 29. Majoritatea decide. Culmea, că aplicând această sintagmă, de multe ori majoritatea pierde, fiindcă decide necunoștință de cauză și au niște hotărâri tâmpite. Siriac a zis o treabă, că se consideră foarte deștept când își dă seama că trebuie să cedeze afacerea lui unuia care știe ce trebuie să facă. Un serial înainte de 89 era unul dinică care a spus un lucru: mai bine greșești cu partidul decât să ai dreptate împotriva lui. Da. Atât am avut de zis la body. Trec la postscriptum. Firmituri. Listele de candidați pentru alegerea Consiliilor Locale și Consiliilor Județene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentativitatea ambelor secții. 30% femei pe scurtătură. Eu consider că e greșit. Din punctul meu de vedere, lista să fie numai din femei. Nu mă deranjează. Fiindcă se uită o treabă. Ce trebuie să facă oamenii ăștia? Bărbați, femei, care sunt aleși. Să conducă. Și pentru asta ce trebuie? În punct de vedere al tău. Să-ți meargă mintea. Deci ăsta să fie criteriul de bază. Dacă îți merge mintea. Nu dacă ai fustă sau pantaloni. Poate greșesc. Am găsit o informație care m-a făcut să zâmbesc. Undeva în Europa există o cenărie unde dacă nu spui te rog, mulțumesc, cafeaua va fi la preț dublu. Asta e greu de implantat. Mie mi-a băgat o maică mea în cap. Trebuie să spui în permanență, te rog și mulțumesc. Eu le-am băgat-o fetelor. Și acum observam că una din fetele mele îl învăța pe nepot, Vlad, să spună mulțumesc. Și te rog, cuvântul magic. Eu n-am știut în copilăria mea și n-am folosit cuvântul vreau. Fetele mele n-au folosit cuvântul vreau. Așa am fost educat. E asta e greu de implantat. Altă informație. Doi părinți au intrat la pușcărie. Prost tratament aplicat copiilor. Asta ar fi o rezolvare. Culmea, există legea. Culmea se constată cazul de ăștia flagrante. Copiii care sunt supuși unui tratament prost, înfometați, bătuți și care efectiv se ținut în casă fiindcă aduc alocația pentru copil. Părinții la pușcărie, punct. Și statul este pe curță lungă, mai în câștig. Știți că trebuie să aibă grijă de copiii aia cu asistent familiar, cu tot. Fiindcă cel puțin îi scoate de mediul ăla. Complicată treaba. Am găsit dintre pildele lui Solomon două care mi-au plăcut.
nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu, ca să nu te asemeni și tu cu el. Corect. Următoarea pildă. Răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu creadă, să nu se creadă înțelept în ochii lui. Da. Asta e ca o judecată tip rabid. Sau alta, chiar mai enervat, o reporteră de la Antena 3. Transmitea de la un miting aviatic pe lacul nu știu care. Ăla cu camera era proptit în ea ca să vadă ea bine. Și șuvița, și meșa. Și a transmitat și în fundal se auzeau avioanele. Care în perioada erau la miting, făceau miting. Fata, anexa la microfon și anexa la camera de luat vedere, n-au înțeles ce înseamnă televiziune. Adică eu să văd și pe mine nu mă interesează să o văd pe aia dacă e fâlfie sau nu meșa. Să văd avioanele în cazul. Și în concluzie ar trebui organizat altfel reportajul ăsta. În față să fie ăla cu camera și în spate fătuca cu microfon. Și ăla filmează într-una și în fundal sau de vocea fătucii. Că atunci ar mai vrea să fie reportere. Lasă așa. Au descoperit ăștia o treabă. Săpunul antibacterian a fost interzis în SUA. Au avut timp. O să vedeți, ar putea să trăiți mai mult ca mine. Că o să descoperă cu surprindere renumitul Calgon. Că este foarte dăunător pentru sănătate. Eu să spuneți că calculul îl pui mașina de spălat, îl bei. Indirect îl bei. Și cred că oricărui medic care are neuronii la el, dacă îi spui, doamne, uite, dizolv în litrul ăsta de apă, Calgon, mult. Și las, uite, așa o brățară de aia antitranspirație. Cum au tenismenii și o pune aici la mână. Să moaie bine. O lasă usuce și pe o țin pe mână. Cât? Mult timp. Vrei să faci experimentul ăsta? Și doctorul care e medic neuronic trebuie să mai mă gândesc. Că frecându-se Calgonul cu pielea, intră puțin și în piele. Și chiar așa sănătos, trebuie să mă gândesc. E, momentan n-au avut timp. Mi-a plăcut cu poziția senatorului Radu F. Alexandru. Era la emisiune și a spus nesimțire față de istorie Casa Lumaniu. Când au grijă de aia să face aia praf. M-a surprins poziția lui. M-am uitat puțin să văd ce biografie are. Evreu, după mamă și după tată, și eu până la ora actuală n-am văzut evreu tâmpit. A, că sunt pragmatici și negustori, astea cu totul altceva, dar tâmpit nu. Și prin 65 a terminat facultatea de matematică. Și pe aia mi-a făcut și filozofie. Dar ce mi-a tras atenția, este licențiat la SERAL al facultăților de matematică și filozofie. Ce înseamnă asta? Origine nesănătoasă. Asta înseamnă. Păi, ce treaba cu istoria factorii decitenți? Deci una. Factorii decidenți, pot să zic exact ca Napoleon.
când la un moment dat ăsta a fost invitat la un bal al aristocrației și o hoașcă de aia cu lornion s-a uitat la el și a spus, care sunt ascendenții tăi? Și atunci Napoleon a spus, eu sunt strămoșul ascendenților mei. Așa și cu ăsta. Cel mai deștept din neam, dacă îl caută, se duce la prima oglindă. Uite-l! Ăsta e cel mai deștept din neam. Am mai găsit o lege a expunerii. Ceea ce intră în mintea ta în mod repetat îți ocupă mintea, ți-o controlează și în final se va manifesta în ceea ce faci, în ceea ce devii. Asta este legea expunerii. Păi toți suntem supuși permanent la un bombardament cu tot felul de informații, multe din ele tâmpite. Și dacă nu le filtrăm, le luăm ca atare. Observați că eu simt nevoia în permanență să corectez cuvintele care mi se bagă cu forceps pe gât. Tocmai că dacă nu le corectez, le au ca atare. Și aplic pentru nu știu ce. Când de fapt se spune corect, optez. Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri ca o reacție la informațiile apărute cu privire la un proiect de modificare a codului fiscal că nu există un proiect asumat de ministrul încadrat. Și a declarat, nu a ajuns la mine proiectul de creștere a impozitelor pentru angajat. Dar mai zice în continuare, este un departament controlat de Biriș. Da, este un departament întreg de legislație fiscală controlată de domnul Biriș. Și în continuare, voi investiga să văd cum a ajuns acest proiect în spațiu public. Păi nu asta e problema, după mine. Marea problemă, cum Biriș ăla poate să facă un proiect și dă drumul pe flux, că l-au prins așa că deja ajunsese la vizare. Asta e marea problemă. Și cum se întâmplă așa ceva într-un minister și ministrul habar n-are. Și nu știu, Biriș. Mult rău face și asta. Vreo 7 de minute. Viceprimarul municipiului Săcele recunoaște situația din localitatea sa, în care sursa principală de deșeuri sunt chiar cetățenii. Și bine. Păi, 3 sferturi din aia din Săcele primesc ajutor social. Să le dea ajutorul pe social pe marginea Ghimbășelului, poate așa spune la părul ăla. Spune, strânge gunoaiele de aici, dau ajutorul social. Chiar și în lege spune muncă în folosul societății. Dar de ce să pună prou primarul cu cetățenii? Au și cetățeni. Este ticana, mă rețet, scuzați. Rom, mă exprimăm în nemțește, că acolo așa le spune țigainer. Mă întorc, Biriș își apără proiectul. Un oameni nu prea o înțelege ce scrie în el. Ba da, eu am înțeles. Era o mare porcărie. Și ordonanța aia, mică, modifica vreo 200 de articole în 400, în codul fiscal. Cum poate scăpa așa ceva? Uite că poate. E mă miră că a reușit să o stopeze. Gata. Am vorbit 30 de minute. Mircea Cărtărescu, poeme, nimic. Ce mai mișto pe lume decât pe F puncte puncte? Un erudit vorbește elevat. Da. Și Mihaela Nedelcu,
am avut ideea. E soția uneia. E cu un confundat uneori cu o bolnă. Își plimba care vreo trei copii, plimba în parc. Și ce mai exact, femeile au întrebat-o. Cât ia pe lună pentru a avea grijă de trei copii? Le-a spus că mă plătește tatăl lor în natură. Să vezi ce fete au făcut. Mi-a plăcut, mă, mi-am bolnă. Da, gata, am terminat. Mâine o să aveți parte de o însemnare, sigur. E o zi deosebită pentru mine. Numai pentru mine. Ne întâlnim mâine. Am zâmbit. Și suport cu tărie cultul dictatura ciocănarului în continuare. Asta e vorba lui Mircea Badea.